Credincioșii din Constanța au întâmpinat aseară icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea, adusă din orașul ucrainean Ananiev. Aducerea icoanei Făcătoare de Minuni deschide seria evenimentelor dedicate hramului Bisericii Sfântul Haralambie din orașul de la Malul Mării. Credincioșii vor putea să se închine aceste icoane până pe 12 februarie. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, clerul și credincioșii din Constanța au întâmpinat ieri delegația ce a însoțit icoana Făcătoare de Minuni din Ucraina în drumul ei spre eparhia de la Marea Neagră. După ce icoana a fost așezată spre închinare la Biserica Sfântul Haralambie, ierarhul a oficiat taina Sfântului Maslu. Iată-ne că Maica Domnului ne acopere cu acoperământul său, cu grija sa de mamă. Maica Domnului unește popoarele și ne unește sufletele noastre prin credință ca toți să o cinstim ca pe o mamă a noastră. De aceea, iată, o cerem mijlocitoare în seara aceasta în taina Sfântului Maslu. Icoana este o copie a celei aflată în Muntele Athos și are o vechime de 130 de ani, fiind pictată la Mănăstirea Dochiariu din Sfântul Munte. A fost adusă în Ucraina la 12 septembrie 1915 de arhiepiscopul Arsenie cu prilejul sfințirii catedralei Sfântul Alexander Nevski. Каждые седмицу, седмичные дни, праздничные дни, воскресные дни возле иконы собираются чтение акафиста, молебно. Происходило множество чудес, люди получали исцеление, особенно телесное, душевное и оставляю свою благодарность. Как мы видим, возле иконы множество есть благодарности. Золото, серебро – это благодарность Божией Матери, которые получали утешение и наступление. Spre bucuria duhovnicească a credincioșilor, preoții parohiei se străduiesc ca în fiecare an să aducă spre închinare câte o icoană Făcătoare de Minuni sau moaștele unui sfânt. Am simțit foarte mult ajutorul Maicii Domnului și am văzut evlavia și credința ortodoxilor de aici din Constanța și din împrejurimi, pentru că se bucură foarte mult pentru aceste sfinte masluri pe care le facem și pentru că am văzut această bucurie atât de mare, am încercat să aducem icoane Făcătoare de Minuni din România, dar și din străinătate. Și lumea se bucură și vine cu multe evlavie, cu lacrimi și se închină la aceste odoare. Până în ziua programului, biserica din cartierul Constanțean Tomis Nord va avea un program liturgic special, iar în ziua pomenirii Sfântului Haralambie, pe 10 februarie, vor fi invitați trei ierarhi. Pe 10 februarie, de hramul bisericii, vom face o procesiune cu icoana noastră, care este Făcătoare de Minuni, și cu icoana adusă din Ucraina. Vom face o procesiune la intrarea în Constanța, vom întâmpina ierarhii Înalt Preasfințitul Teodosie, pe Înalt Preasfințitul Naum de Ruse din Bulgaria și pe Înalt Preasfințitul Alexei de Balta și Ananiev și vom veni împreună, vom săvârși Sfânta Liturghie. Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului se află pentru prima dată în România și va rămâne în Arhiepiscopia Tomisului până pe 12 februarie.